Neuropatia diabetică este cea mai frecventă complicație microvasculară a diabetului. Potrivit estimărilor, pe parcursul evoluției diabetului zaharat, până la 50% dintre pacienți vor dezvolta neuropatie simptomatică. Neuropatia diabetică este cea mai frecventă complicație a diabetului zaharat. Afectează 2 din 3 pacienți diagnosticați cu diabet. Iar screeningul neuropatiei trebuie să fie realizat din momentul diagnosticului diabetului zaharat de tip 2, respectiv la 5 ani după realizarea diagnosticului de diabet zaharat de tip 1. Ulterior, în ambele forme de diabet, în cadrul monitorizărilor permanente, trebuie realizat, repet, screeningul neuropatiei. În aceste condiții, screeningul neuropatiei apare extrem de important ca o modalitate totodată simplă și ușor accesibilă personalului medical. Testul Michigan este un instrument util pentru detectarea precoce a neuropatiei periferice simetrice distale. Chestionarul conține 2 aprecieri separate, una făcută de medic și alta de pacient. Partea pe care o realizează medicul în cabinet sau în timpul monitorizărilor permanente include un examen clinic al picioarelor persoanelor cu diabet, bineînțeles examenul clinic vizând determinarea testelor de sensibilitate specifice, vorbim despre determinarea, evaluarea sensibilității vibratorii, folosind, așa cum știm cu toții, diapazonul, dar și la nivel de determinări ale sensibilităților de tip termic, dureros, respectiv proprioceptiv. De asemenea, se recomandă și determinarea reflexelor osteotendinoase. Orice modificare a acestor teste ne poate duce cu gândul la existența neuropatiei periferice. Chestionarul pentru autoevaluare, deci dedicat pacienților. Chestionarul Michigan cuprinde 15 întrebări relevante pentru depistarea neuropatiei diabetice. Este un chestionar foarte simplu și se recomandă completarea acestui chestionar de autoevaluare la 6 luni.